De fapt, 10.000 de semnături nu am cules și clar lucru că este frustrant pentru mine și pentru echipa mea. Mi se pare exagerat, înțelegeți, am depășit cifra, bun, numărătorile încă mai merg, am depășit cifra de 7.000 de semnături, suntem aproape de 8.000 de semnături și uitați-vă, pentru a înregistra un partid este nevoie de 4.000 de semnături. Noi am colectat în jur de 8.000 de semnături, practic în două săptămâni am colectat semnături pentru două partide. Și uite, având semnături pentru două partide, nu poți participa în alegeri de unul independent.